Lăudat fie Domnul! Ne bucurăm de momentul acesta de părtășie. După un an de zile, prin harul Domnului, din nou am ajuns aici, în această biserică, din Rebra, Biserica Maranata. Ne am mai fost de un an, în timpul anului, am mai slujit aici în biserică, dar ne bucurăm că după un an de zile, din nou suntem la părtășie. Toți care aveți Biblia la dumneavoastră, o să citesc un singur verset din Proverbe, capitolul 18, versetul 22, care glăsuiește în felul următor, pagina Scripturii, versiunea Cornilescu, 656. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Acum nu vă cer prea mult, nu să vă așezați, vrem cu toată adunarea să facem o rugăciune. Amin. Eu personal am nevoie de ungerea lui Dumnezeu, Amin. De lumină din partea lui Dumnezeu, de modul în care Dumnezeu mă va ajuta, pot să expun predica din această seară. Eu sunt om, toți suntem oameni, dar vreau să se folosească Dumnezeu de mine în seara aceasta și ungerea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt și lumina lui Dumnezeu. Eu am scris ceva pe hârtie, Dumnezeu dacă vede că am scris bine e ok, dacă nu poate să mă inspire, să mă călăuzească și am nevoie de rugăciunea tuturor. Amin. Și pentru aceasta din nou, Amin, în poziția aceasta să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, în primul rând aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu pentru seara aceasta. În cartea lui Dumnezeu, în dreptul dumneavoastră, în dreptul meu și a fiecăruia era scrisă seara aceasta și Dumnezeu a scris Biserica Maranata din Rebra. Până astăzi n-am știut că se numește Rebra Coastă. N-am știut, dar e bine, lăudat fie Domnul. În al doilea rând, mulțumesc pentru că m-ați invitat la această întâlnire și fratelui Ștefi, mulțumesc frumos pentru lucrul acesta. Nu eu am ales predica, dacă era să aleg eu, probabil alegeam ceva ce mi se potrivește sau mi se pare mie că e bine să o predic, dar Dumnezeu cred că a vrut predica aceasta călăuzit în vederea căsătoriei. E o onoare să te călăuzească Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, mulțumesc tuturor slujitorilor, mai ales cei din Ucraina, Dumnezeu să vă binecuvinteze. O să fie o zi când vom fi în raiul lui Dumnezeu și atunci nu va mai fi nici Ucraina, nici România, nici Rusia, nici Israel, nici America și vom fi toți împreună cu Domnul și toți ne vom numi copiii lui Dumnezeu. Vreau să vorbesc câteva cuvinte în această seară. Eu sunt destul de tânăr, am 63 de ani și cred că mă simt destul de tânăr. Eu încerc să mă adaptez în această seară și pentru cel cu 63 de ani și cel cu 80 de ani și trebuie să mă adaptez și la cel care are 15 ani sau 18 ani. Frați și surori, stimați credincioși, nu am pretenția că știu totul, dar trebuie să vă spun ceva în această seară. Vreau să vorbesc celor care sunt credincioși lui Dumnezeu. Când e vorba de căsătorie, vedeți, fiecare dintre noi trebuie să fim atenți, vrem toți să fim călăuziți în vederea căsătoriei. Pentru cei care n-ați fost călăuziți, în seara aceasta veți putea să mai schimbați ceva, dar nu mult, dar ceva mai, o să mai puteți schimba. Dar e important când pleci să fii călăuzit de Dumnezeu. De exemplu, dacă plec din Bistrița și vreau să mă duc în Ucraina, până în Ucraina ca să mă duc, uitați-vă, mie îmi trebuie unele indicatoare sau semne ca să ajung exact la destinația la care am hotărât. Dacă vrei din viața ta să ajungi în viața de familie, vor fi câteva semne în această seară prin harul lui Dumnezeu. Dar înainte de a vorbi despre lucrul acesta, fiecare dintre noi trebuie ca relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie o relație sinceră, să fim sinceri cu Dumnezeu și cu noi înșine. Aceasta înseamnă, m-am întors la Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu, am făcut legământ cu Dumnezeu și acum vreau, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fiu călăuzit în vederea
căsătoriei. Și băieții să găsiți o fată bună. Și fetele, pe măsură, să vă dea Dumnezeu un bărbat bun. Nu, ăsta e scopul, înțelegeți? Ăsta e scopul. Dar pentru aceasta, înainte de a se întâmpla lucrul acesta, ca și tânăr și ca și tânără, eu, după ce m-am întors la Dumnezeu, eu trebuie în fiecare zi să încerc să fiu plăcut lui Dumnezeu. Ca să mă călăuzească Dumnezeu, eu trebuie să fiu plăcut lui Dumnezeu. Fiți foarte atenți la capitolul acesta. Plăcut înaintea lui Dumnezeu. Să le citesc ceva băieților în această seară. Mi-am propus să citesc mai mult din cuvântul lui Dumnezeu ca și învățătură. Uitați ce spune 1 Corinteni, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește la capitolul 7, cuvântul Domnului ne spune cu versetul 32 spune așa: cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Fiți foarte atenți că facem multe greșeli când suntem tineri și în loc să ne îngrijim de lucrurile Domnului, Domnul ne-a chemat să cântăm în orchestră, Domnul ne-a chemat să facem ceva și noi dăm la o parte asta și mergem în America, în Irlanda, să facem bani că ne vom însura. Nu asta e prioritatea. De câte ori călătoresc, îmi zicea un tânăr undeva, nu spun țara, într-un aeroport, nu știți o fată pocăită și bună în România? Și zic că avem foarte multe, am zis eu. Dar una cea mai bună că m-aș căsători. Și eu am zis, da, tu slujești pe Dumnezeu? Tu te îngrijești de lucrurile lui Dumnezeu? Vedeți, sunt momente în care trebuie să te îngrijești special de unde te-a chemat Dumnezeu. Sunt unii care vin la întâlnire să găsească o fată. Nu asta e prioritatea. Prioritatea este alta. Prioritatea să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu. Că degeaba vii să o găsești, nu știu dacă o găsești în seara asta, dar o să vezi tu semnele și când privești la semne, poți să o găsești 100%. Vedeți? Băieți, fiți foarte atenți. Va da Dumnezeu să nu, Dumnezeu nu vă face șomeri. Băiat tânăr de 20 de ani și el nu face nimic în biserică. I-am spus la unul într-o zi, nu te însori. Ba da, frate, când găsesc, mă însor. Nu o găsesc nici până astăzi și nu va găsi, pentru că el pentru Domnul nu face nimic, nimic nu face. Trebuie să lucrăm pentru Domnul, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ați înțeles? Schimbăm puțin ierarhia, să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Uitați ce, să le citești și fetelor, că avem mai multe fete ca băieți, așa văd eu aici, de la balcon, nu știu cum vedeți, dar vă spun cum văd eu, mai multe fete decât băieți. Uitați ce zice, versetul 34 spune: tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire, cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu sufletul. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă, vedeți, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii ca să placă bărbatului, înțelegeți? De aceea fiecare băiat și fiecare fată trebuie să fiți atenți, să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Eu nu explic mai mult, că știți voi lucrul acesta, după ce ne întoarcem la Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu, facem legământ cu Dumnezeu, trebuie să ne păstrăm plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Nu vei avea călăuzire în viață cu dacă nu ești plăcut lui Dumnezeu. Și de multe ori sunt eșecuri, au fost, sunt și vor fi eșecuri, pentru că noi nu ne îndeplinim bine responsabilitatea pe care o avem, plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar de ce spune Pavel lucrul acesta? Și acum să vă citesc la toți, uitați ce spune Pavel în versetul 35, spune: vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ca ceea ce este de folos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Acum iertați-mă că vă spun ceva. La 15 ani să ai prieteni, e o mare piedică. La 16 ani să ai prietenă, am fost undeva și cânta în față doi. Un băiat și o fetiță. Din perspectiva mea așa era.
un băiat și o fetiță. Și eu știți că-s curios, eu-s matematic și am slujitorul care conducea slujba, l-am întrebat, dar cine-i băiatul și cine? Eu am avut impresia că-s frați. Și au zis, ce-mi zice? Zice-s prieteni. Și zic, câți ani are? Zice el, împliniți 14, ea 12. Acum ce să mai zic? Înțelegeți? Acum sunt foarte transparent și nu o să menajez pe nimeni în această seară. E corect asta. Adică tu vrei să ai prieteni, prietenă, păi tu n-ai cum nici să mai județi să înveți, nici mai poți da bacul, tu nici nu mai poți merge la biserică cum trebuie, tu nu te mai poți ruga, nu mai poți posti, că ești numai pe telefon, mesaje, iubire, și s-ar putea asta într-o zi să se termine, și vine depresia, și vine necazul, și vine suferința, și frate pastor, rugați-vă, nu mai vine la biserică, vedeți? Foarte important, ca și copila lui Dumnezeu. 15 ani, 20 de ani, exact câți ani ai, nu știu, în această seară Dumnezeu îți cere să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Nu stârniți dragostea până nu vine. Și când vine trebuie să fii atent. Ați auzit? Și când vine trebuie să fii atent. Uitați-vă, și acum, vedeți, se naște o a doua întrebare. Totuși, dacă am ajuns la o vârstă, vreau să mă căsătoresc, Biblia spune căsătoria să fie făcută în Domnul. Să citesc argumentul din Scriptură, uitați-vă ce spune versetul 39 din 1 Corinteni, capitolul 7, o femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Deci căsătoria mea, a ta, a mea a fost așa, în urmă cu 42 de ani. Îs mulți puțin, ce ziceți? Pentru mine îs puțin. Așa au trecut ca ziua de ieri, 42 de ani. Fratele, 43. Așa au trecut anii ăștia. Căsătoria, ține scont, trebuie să fie făcută în Domnul, vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu o persoană din casa lui Dumnezeu. Cu o persoană din casa lui Dumnezeu. Adică un om pocăit, un om credincios, un om care a avut experiență cu Dumnezeu. Nu-i aduceți din lume și-i aduceți la botez, că vă spun eu, nu prea schimbați nimic. Botezăm un om, botezăm un băiat, botezăm o fată, dar dacă el nu-i pocăit, nu-i întors la Domnul, n-a avut legământ cu Domnul, adică a făcut legământ forțat, căsătoria aceasta nu va merge. Într-o zi se va destrăma, ascultați-mă. Noi trebuie să fie căsătoria în Domnul, uitați-vă, și argumentez cu Sfânta Scriptură, cu o persoană din casa lui Dumnezeu. Amin. Și acum citesc că văd că pe unii v-am blocat. Știu că aveți prieten, nu? Îmi zicea un tânăr, frate Ignat, cunosc o fată și eu am crezut că e pocăită și că zice, are o meserie, zice, termină dreptul. Nu, zic, e bine. Bă, dar din ce biserică? Nici din una, frate. Dar cum, mă, nici dintr-o biserică? Trebuie să fie dintr-o biserică. Zice, nu merge la nicio biserică. Mă pot căsători cu ea? Nu. Dar o iubesc? Nu. Nu te poți căsători. Și uitați-vă, te căsătorești cu una care crezi că va merge bine, dar care n-are experiență cu Dumnezeu și nu-i pocăită sau nu-i pocăit, că și invers e valabil, nu fetele? Nu cumva să vă stea mintea în loc o secundă și să vă gândiți că v-ați aduce unul din lume și să fie soțul vostru să meargă bine. Eu zic, niciodată. Deși unii m-ar contrazice, nu dau libertatea aceasta, pentru că uitați ce spune cartea lui Dumnezeu, ne spune, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Corinteni, capitolul 6, citesc, cu versetul 14, spune în felul următor, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Deci, trebuie să vă căsătoriți cu cineva din casa lui Dumnezeu. Deci persoana să fie pocăită, cu alte cuvinte, după căsătorie, vă spun eu. Eu am avut impresia că după căsătorie mai schimb eu ceva la nevastă.
Am avut de schimbat la mine. La ea nu prea pot să schimb. Ea, dacă vrea să schimbe în dreptul ei. Eu am fost pretențios, poate v-am spus la căsătorie. Eu la mama am mâncat ce-o zis mama. Dar când mi-a plăcut, am zis, nu mănânc. Și mama mi-a făcut altă mâncare. Și după ce m-am însurat, am avut impresia că sca și cu mama, știi? Și într-o zi, soția a făcut o mâncare care nu mi-a plăcut, n-am mâncat-o la mama niciodată. Și soția zice, bă, ce bună e, nu vă spun ce, că după aia zâmbiți. Dar i-am spus la soția astăzi că mâine nu, pe mâine nu mâncăm mâncarea aia care nu-mi plăcea mie. Și atât zâmbește și zice. Și soția a făcut mâncarea aia și atât am întrebat. Păi mă iubești? Păi n-ai zis? Că atâta actor suntem, l-a zis, te iubesc, pa! Și până la urmă trebuie să o mănânc. Lăudat fie Domnul că am putut. Dar de nu puteam, era ceva, ascultați-mă, de aceea nu te poți înjuga la un juc cu cel necredincios, nu poți. Tu la biserică și el la teatru, tu la biserică, la stăruință și el în altă parte, tu la rugăciune, tu la cor și el unde, pe nu știu unde, ați înțeles? Nu se poate și nici nu încercați, nici nu încercați, rugați-vă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi poate aduce, știți unde îi poate aduce? În casa lui. Dumnezeu știe că te vei căsători, știe cu cine, tu nu știi, pentru aceasta trebuie călăuzire și căsătoria trebuie făcută în Domnul, ascultați-mă, cu persoana din casa lui Dumnezeu, care s-a întors la Domnul din toată inima și îl slujește pe Dumnezeu. Și mai este aici un verset care vreau să-l citesc. Este o expresie și expresia aceasta mă face să vă predic să fiți călăuziți în vederea căsătoriei. Uitați ce zice versetul 39 din 1 Corinteni, spune: cu cine vrea numai în Domnul. No, acum de aici pornesc și o să vă spun câteva cuvinte. Cu cine vrea? No, uitați-vă câți băieți sunt aici și un băiat de aici din sală, nu dau numele lui, aș putea să dau numele unui neînsurat, se uită la fetele astea din biserică și îi place de două, trei, patru fete și vrea să se căsătorească. Și Biblia îi spune să se căsătorească în Domnul cu o fată din biserică și fata în biserică și îi spune cu cine vrea. Și eu acum vreau să fiu călăuzit. Doamne, cum mă călăuzești? Doamne, cum să fac? Din trei, îmi plac toate trei, dar nu știu care să o iau. Din trei băieți, toți sunt prieteni, am vorbit cu ei, m-aș căsători. Chiar îți bun toți trei, invers, dacă punem pe balanță, cu cine să mă căsătoresc? Îmi place din toți trei. Doamne, pe care să-l aleg? La care să-i spun că-l iubesc? La care să-i dau mâna? La care să fac o tare? Ați înțeles? Suntem încurcați? Nu. Uitați-vă, un om a fost încurcat. Amintiți-vă când Avram și-a trimis robul ca să-i aducă nevastă la cine? La fiul său. Și omul a zis așa: pun un semn înaintea lui Dumnezeu. Și când a ajuns în țara unde l-a trimis Avram, a ajuns la o fântână și au zis ce rugăciune au făcut și au zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, te rog să mă călăuzești să pot să duc fata potrivită pentru fiul lui Avram. Te rog să mă călăuzești. Nu știu. Că câteodată la nuntă mai lucrează mătușa, mai lucrează unchiul, mai lucrează într-o biserică, a lucrat un frate care era polițist și a însurat o fată, nu știu pe unde, și lucrează. Eu nu zic că e rău lucrul acesta, dar ascultați-vă, auziți ce semn a cerut omul ăla. Doamne Dumnezeule, fata care va veni aici la fântână, când eu o să-i cer apă să-mi dea să beau eu. Și nu numai să-mi dea, și ea să zică că dă la 10 cămile. Nu vă spun că bea o cămilă. Și-a venit o fată, a venit Rebecca, bună ziua, bună ziua, dar cine ești tu? Eu sunt, îmi dai să beau apă? Și fata a venit, i-a dat să bea și au zis ce? Era frumoasă, nu a avut legătură cu niciun bărbat, era frumoasă, era curată și era harnică și au zis: Domnule, stai liniștit că eu scot apă pentru toate cămilele tale. El a cerut semn. Dumnezeu da semn, m-ați înțeles? Păi dacă la omul ăla care, ăla nu era credincios ca noi, i-o da semn, păi nouă, nu ne poate da semne? Da, ne poate da semne. Acum sunt două feluri de semne pe care aș vrea să le puneți înaintea lui Dumnezeu.
primele semne, o să spun patru semne naturale pe care te poți să te uiți să vezi dacă băiatul e bun sau se potrivește. Din aia trei care ți-au cerut prietenie, toți trei, nici nu știi la care să-i zici, dar din aia trei să vedem semnele. Sunt primele semne, sunt naturale și următoarele patru sunt semne supranaturale care le putem folosi ca să fim călăuziți în vederea căsătoriei. Primul semn natural este respectul unul față de celălalt. Nu vă căsătoriți cu un băiat orgolios așa, care n-are respect. De exemplu, n-are respect de tata, de mama, de biserică, de pastor, de patron, n-are respect, înțelege? Că sunt băieți din ăștia, n-au respect, înțelege? Dar sunt și fete care n-au respect. Costă foarte mult când vezi că persoana nu are respect, ai o mare problemă la capitolul căsătorie. El se poartă fără respect, te respectă pe tine ca fată, că ești drăguță, tandră și vrea să se căsătorească cu tine, dar el îți spune, nu mă interesează de mama, nu mă interesează de tata, nu mă interesează de biserică, nu mă interesează de patron, nu mă interesează de cutare. Asemenea, bărbat, nu îl schimbi după căsătorie, rămâne tot așa. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și o să citesc din Biblie, Cartea Romanilor explică lucrul acesta și ne spune, uitați ce spune, Roman capitolul 12, versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Acum nu ridic un băiat în picioare, dar chiar mi-aș fi dorit, dar dacă nu am spus înainte, nu vreau să jicnesc. Înțelegeți? Aș putea să vă ridic un băiat în picioare, înțelegeți? Și când îl vezi, zici, mă, merită să mă căsătoresc cu el, dar dacă nu îmi dă respect. Vedeți? Am fost la o logodnă și eu sunt foarte atent la discuții. Pe mine nu mă prea interesează că e de casă, că e de masă, că nu știu ce, pe mine mă interesează modul cum... Și au zis cum vorbea cu tatălui, zice, tu să-mi faci asta, să-mi faci aia, tot așa spunea, tu. Și am zis, dacă se scapă și vorbește cu mine, când ai respect, nu vorbești de la egal la egal. Când ai respect, nu vorbești de sus în jos. Când ai respect, vorbești de jos în sus. Mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ce părere aveți? Dumneavoastră știți, dumneavoastră puteți. Și zice, tu ești pastor și zice, îmi faci nunta, nu? Și am zis, mai zi o dată. Zice, sunteți pastor, nu? Îmi faceți nunta? Nu, zic, mai zi o dată. Cum să zic, ca prima dată sau cum vrei tu, zic cum vrei. Și am greșit 100%. De-ar fi după mine... Nu ți-aș da fata asta să te măriți cu ea niciodată, am zis eu către el. Dar zice, am vorbit, că el așa vorbea cu toți. E de la egal, la egal și de sus în jos. Fiți foarte atenți. Băieți, fiți foarte atenți la capitolul ăsta. Am citit din Biblie, foarte important. Vedeți, semnul acesta îl vezi. Bă, când vezi un fumurat, dacă mi-am testat ginerii și nurorile, mi-am testat la respect. Înțelegeți? Am zis, dacă unul îmi zice așa... De sus în jos ceva, și copiii mei știau, le-am spus, gata, s-a terminat. Dar prin harul Domnului, sper să mă respecte până la capăt. Și ziceți amin. Dar trebuie să-i respectăm și pe slujitor până la capăt. Doi. Al doilea lucru care se vede și natural, băiatul și fata trebuie să se învețe înainte de căsătorie să fie harnic și harnică. Și când vorbesc de hărnicie, înseamnă să aibă capacitatea, nu numai harnic, aici împletesc încă două lucruri importante, să fie curat cu sufletul și cu trupul și să aibă capacitatea să ierte. Că dacă nu iartă și intri în viața de familie cu unul de ăsta dungos, iertați-mi expresia, mânios, care se mâine de orice, ce viață grea ai și nu-ți mai e batic vișineu. Îmblită cu batic, nu negru,
altfel de batic. Ați înțeles? Nu mai vezi. După ce s-o măritat, s-o căsătorit, nu, ce se întâmplă? Nu mai vine la cor. Nu mai cântă în față. Nu, dar ce se întâmplă? Zic, ce să... Ai, frate, ăsta-i dungos, ăsta... Ăsta numai cum știe. Bă, și ce bine s-o purtat. A fost actor la capitolul. Dar testează-l înainte. Spune-i ceva să-l superi. Și dacă-i de la Domnul nunta, o rezolvă Domnul. Dar el trebuie să fie harnic. Că dacă ți-ai una sau unul, vorbești și. Dacă ți-ai unul care numai pe telefon, cunosc un caz, o căsătorit doi și ea ieșit geanta și conduce mașina și copii și el dă cu telefonul după ea. Și când mă uit, pe mine mă deranjează tare, dar nu mai zic nimic și o întreb, cum e? Bine, frate, nu o să bine că poți. Ați înțeles? Că trebuie să fie harnic, te însor să fii, eu mă însor și după ce m-am însurat sau m-am căsătorit. Nu, mă, trebuie să fie harnic, mă. Trebuie curtea să o rezolv, trebuie aia să o rezolv, trebuie aia altă să o... Să fie harnic, mă, și pentru Domnul și pentru nevastă. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește și am citit versetul acesta, îl mai citesc o dată, Proverbe, capitolul 18. Cuvântul lui Dumnezeu spune, cine găsește o nevastă, versetul 8, capitolul 18 cu 22, cine găsește o nevastă bună, dar ce înseamnă a fi bună? A fi harnică, a fi curată și a ști să ierte. Dar și băieții la fel, a fi harnic, înțelegeți? Bun înseamnă să fii harnic, bun înseamnă să poți să ierți. Mă, mi-au greșit, am iertat-o. Bun înseamnă să fii curat înaintea lui Dumnezeu. Păi dacă e murdară, degeaba e harnică sau e harnic și e murdar. Degeaba e harnic și e mofturos, mânios. Înțelegeți? Cam așa înțeleg eu din cuvântul lui Dumnezeu. Și asta se vede. Ia calcă-l pe vârful pantofului. Să vezi, te iartă. Ia, nu te duce la întâlnire, să vezi, e mânios așa, zice, nu mai vine, nu-i nimic, că vine altul, Domnul să-l binecuvinteze. Fiți foarte atenți. Al treilea semn este, vedeți, al treilea semn este, contează foarte mult în momentul ăsta de prietenie, de curtare, contează foarte mult să urmăriți unul la celălalt vocabularul. Că unii s-ar căsători în 3 săptămâni. Nu se poate în 3 săptămâni. Trebuie să discuți, să vezi cum vorbește, ce face. Contează mult vocabularul. Și dacă un om e pocăit din inima lui, știți ce spune Biblia în Matei? Că din inima omului ies, ce ies? Lucrurile pe care le are în inimă. Acum poți fi actor o săptămână, poți fi actor sau, hai să zic, și actoriță poți să fii. O lună, două. Dar nu poți fi tot timpul actor. Și pentru aceasta, la capitolul vocabular, cum vorbești, trebuie să fii foarte atent. Uitați-vă ce se întâmplă. Contează mult ce scos din gură. Înțelegeți? Eu nu totdeauna ce gândesc, vorbesc. Dar am momente în viața mea când scot din gură exact ce gândesc. Corect așa ar fi. Înțelegeți? Dar acum vă sfătuiesc, când vorbiți, uitați, trebuie să fiți smeriți și sinceri înaintea lui Dumnezeu. Un om sincer și smerit înaintea lui Dumnezeu, când el va vorbi, pe locul întâi nu va fi el, va fi Dumnezeu. Și când discuți cu un băiat, are casă, are mașină, are bani, el nu-ți va spune, am casă, am bani, nu! El pe locul întâi îl va pune pe Dumnezeu. Când vei curta o fată și pe locul întâi în inima ei va fi Dumnezeu, ea nu va scoate în evidență școala ei, inteligența ei, zestrea care o primește când se căsătorește. Nu! Ea îl va scoate în evidență pe Dumnezeu. Și asta se poate vedea. Nu te căsători cu unul sau cu una care pe locul întâi el. Eu! Uite-te la mine cine sunt. Eu signat, mă dau exemplu. Uite-te la mine, de te căsătorești cu mine, să vezi tu, să vezi tu. Vedeți? Asta e mândrie. Și când e vorba de mândrie, Dumnezeu este împotriva celor mândri și Biblia spune că la cei smeriți, ce le face Dumnezeu? Le dă har. Vrei har la căsătorie? Vrei har în viața de familie? Vrei călăuzire în vederea căsătoriei? Fii foarte atent la vocabularul partenerului. Că după ce te însori, până acum zice, drăguță, austriecii, șați,
americani altceva, nu mai zic, nu vreau să fac, înțelegeți? Și după ce te căsătorești, nu mai știi cum te cheamă. Înțelegeți? Vedeți? Asta e! Și pentru asta, ăsta e un semn. Când vezi că s-o scăpa cu ceva din gură, înseamnă că trebuie pocăință. Dacă nu se pocăiește, nu vă speriați că l-ați refuzat. Nu-mi place cum vorbești, dar te pocăiești. Și te-ai oprit. Și ai terminat. Că devine dragostea înainte și după apoi vin vorbere rele și vocabularul e murdar, devine... Ai mari probleme în viața de familie și după aia nu mai știi cum să postezi, să scapi, că vine stresul. Nu spun altceva decât stresul. Al patrulea semn natural este trebuie să fii statornici. Adică statornicia contează. În sectorul meu, vă dau un exemplu și citesc ceva din Biblie. În sectorul meu am avut o fată care a discutat cu un băiat. Eu am știut că băiatul respectiv a discutat cu altă fată. Și într-o zi m-am trezit că fata nu mai vine la repetiții, că fata nu mai cântă în față. Și eu sunt curios și am zis, de ce nu cânți în față? Și ea mi-a spus, frate Ignat, eu nu mai cânt, că nu mă lasă băiatul ăsta. Mi-e drag și sper să mă căsătoresc cu el. Și eu îi spun, măi, sincer băiatul ăsta sau nu? Și am învățat-o să-l testeze, să vadă dacă e sincer. Eu nu atâta i-am spus. Băiatul ăsta o discutat și cu altă fată și cu altă fată. Ia, testează-l un pic să vezi. Că în viața de familie nu discuți cu trei, iertați-mă, că acum chiar îmi vine să o zic, discut cu trei și apoi văd eu care e mai bogată, care e mai frumoasă, care e mai inteligentă, cu aia mă căsătoresc, dar de-o scap pe ea, o iau pe altă. Nu, în viața de... Nu e călăuzirea lui Dumnezeu. Trebuie să fii statornic înaintea lui Dumnezeu. Și uitați-vă, David spune lucrul acesta în Psalmul 51. Știți întâmplarea lui David, dar vreau să citesc din Biblie. Uitați ce zice în Psalmul 51 cu versetul 10. Spune așa: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, adică în inima noastră să fie un duh nou și statornic. Discut cu fata asta drăguță. Ești căsătorită? Da. Tu ești căsătorită? Nu. Uitați, a doua nu-i căsătorită. Mă lasă eu de exemplu. Pozitiv. Discut cu fata asta drăguță. Vedeți? Uitați, zâmbește, are emoții. E corect să fie așa? Și dacă discut cu fata asta, nu discut cu ea, și după aia mă uit la elaltă, nu mai spun niciuna, mă și cu aia. Nu trebuie să fii statornic în relație. Și vă spun o chestie, fetele care vă lasă sau băieții care întrerup relația, nu merite te căsătorești cu ei. Că nu e sigur de el dacă în viața de familie nu te lasă când e mai greu. Că viața de familie nu e numai flori și nuntă și bucurie și... Nu, viața de familie, zice Apostolul Pavel, zice că trecem prin necazuri, prin încercări, prin greutăți, eu vreau să vă feresc, dar totuși trebuie să fim statornici înaintea lui Dumnezeu. Eu am văzut multe căsătorii, mă sună, programez nunta, să vă explic anul trecut, adică anul ăsta, trei căsătorii au ieșuat de pe agenda mea, dar nu din cauza mea. Frate Ignat, vii la nuntă în data de... No, bine, mă, dacă nu plec în străinătate, vin și scriu. Eu scriu în agenda, nuntă în data de a doua duminică, a treia duminică din luna cutare, la Rebra, de exemplu. Dar nu la Rebra s-a întâmplat. Și înainte de nuntă, cu două săptămâni. Unul cu trei săptămâni și unul cu două luni. Frate Ignat, te-am chemat la nuntă. Zice, nu mai facem nunta. De ce? Păi ea nu-i statornică. Zic, bine, mă, când ți-o găsești pe cea statornică, te ajută Domnul să mă chem. Nu m-am mai chemat, nu știu. După aia tot la fel, pentru că nu sunt statornici și de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune... Patru semne care le vedeți în viața de familie sunt acestea. Primul, respectul. Al doilea semn, hărnicia, care înseamnă curăție și iertare. Al treilea semn, vocabularul, modul cum te raportezi la cel de lângă tine. Și al patrulea, statornicia. Trebuie să vă spun o chestie faină. Când le urmărești pe cele patru semne și vezi că nu-i chiar așa, oprește-te din relație. Dacă vrea Domnul, dacă se întâmplă că vocabularul nu-i cum trebuie, oprește-te, nu merge mai înainte,
că vine dragostea și când vine dragostea, dragostea e orbă, nu vede, n-aude. Uitați cât de orb a fost Adam. Ascultați-mă ce vă spun. Ascultați-mă, dragostea e orbă. Da, pentru a merge mai înainte, sunt patru semne biblice. Și acum primul semn e din Biblie. Presupun că la cele patru am trecut cele patru semne. Mă, după cum o predica fratele Ignat, mă pot căsători. Stai numai puțin că mai avem patru semne din Scriptură. Supranaturale. Primul semn supranatural este acesta: când vrei să te căsătorești și ați ajuns la o înțelegere, părinții trebuie să fie de acord cu nunta voastră. Și un predicator spunea măcar unul, eu zic măcar amândoi. Eu vorbesc de oameni pocăiți și spun ceva despre mine. Eu am 6 copii, toți s-au căsătorit, nici unul nu s-a căsătorit cu persoana care i-am zis eu. Ascultați-mă ce vă spun. Dar eu ca părinte, îs credincios, am acceptat să se căsătorească copiii, că am văzut că lucrarea vine de la Domnul. Dar eu, după mine, mi-aș fi căsătorit. Pe unul într-o parte, pe unul în altă, pe unul la Toma, nu s-a întâmplat. Pe unul la Victor, nu s-a întâmplat. Pe unul la Larion, nu s-a întâmplat niciodată. Pe unul la ăla, la ăla, nu s-a întâmplat așa. Dar copiii mei s-au căsătorit și am acceptat cu soția, chiar dacă, spun la părinți, acum să vă spun și dumneavoastră, chiar dacă nu mi-a convenit. Sigur că n-o păși nora cum am vrut eu. Sigur că ginerile nu înțeles cum înțeleg eu unele lucruri, dar am acceptat asta pentru că la fiecare căsătorie din casa mea, eu m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat un semn. Și ăsta fiecare poate să ne dea un semn. Părinții trebuie să fie de acord și îmi vei spune, păi tata nu e de acord, roagă-te până e de acord. Păi mama nu e de acord, o face Dumnezeu de acord. Păi de aia Dumnezeu pune semnul ăsta ca părinții să fie împotrivă, ca cei doi să se lege. Mă, uite mă ce suferim, ne-am căsătorit, păi să ne rugăm, să postim, să facem ceva pentru, uite, să lucreze Domnul. Păi dacă ce, însoară-te, gata, gata, cum? Dar dacă suferi unul pentru celălalt căsătoria, călăuzire în vederea căsătoriei, știi că vine direct de la Dumnezeu. Am văzut multe căsătorii unde părinții au fost împotrivă. Nu mai explic. Și eu când m-am însurat, m-am zis că nu, că spun ceva despre mine. M-am zis că s-o iau pe aia, că e asistentă și că și aia asistentă care vrut mama să o iau, acum nu mai e pe pământ, o chemat-o Domnul acasă și eu cu fata asta cu care m-am căsătorit și cea mai frumoasă, cea mai drăguță, cea mai inteligentă, soția mea e cea mai specială, pentru că, uite, prin harul Domnului cu ea, Domnul m-a binecuvântat cu 6 copii, Domnul m-a ajutat să slujesc și lăudat fie numele Lui. Mai bună nevastă nu-mi găseam în toată lumea asta, dar părinți au zis, cu aia, ca asistentă, părinții zic, cu medicul ăla, cu ăla, cu ăla, nu. Să fie părinții de acord, fiți foarte atenți, nu-i forțați pe copii să căsătorească cu prietenii, nu! Lăsați-i să fie în Domnul, cu Domnul, în casa lui Dumnezeu și noi ca părinți trebuie să fim atenți. Dar voi, noi ca și copii trebuie să ascultăm și spune Efeseni 6, 1 la 3. Putem să afișăm, să mă duc mai repede peste pasajul biblic, se poate afișa? Efeseni 6, 1 la 3. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, dacă tata și mama te îndeamnă să te fii pocăit, să fii credincios, să fie din casa lui Dumnezeu, nu fiți părinți răutăcioși. Nu-mi place de fata asta că taică soi, nu fiți răutăcioși, părinți, nu-i întărtați la mânie pe copii, lăsați-i pe copii. Uitați că ce este drept, mai departe, următorul verset, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Vrei fericire în viața de familie? Păi cum să nu? Păi mama a zis că nu și eu uite ce am făcut. Eu am postit și m-am rugat. Vă spun de mine, nu de altul, că eu nu vreau exemplu. Și într-o zi, tatăl a zis, mă, lasă, zice, te ajut și eu cu post, cu rugăciune, că zice, s-a temperat, mama ta vrea să-ți margă bine toată viața și eu, dar las că ne punem înaintea Domnului. Bunicul meu era proroc și-a venit bunicul la mama, ascultați-mă, și-a zis, nu știu ce problemă aveți în casă, de ce? Mi-a zis Dumnezeu că e supărată și ai pornit-o pe un făgaș, nu fi supărată că lucrarea vine de la Domnul. Înțeleg, bunicul i-a spus la mama, deci socrul i-a spus la
noră. Și când am ajuns acasă, mama zice, n-o să știi că ne-a vorbit Dumnezeu și zice, gata, te poți însura. Dar eu puteam să mă însor fără să vrea mama. Dar nu e corect, pentru că mai este un verset în Scriptură, Coloseni 3:20. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Coloseni 3:20, mă ajutați, mulțumesc. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Păi dacă Domnul vrea să mă însor Nelu cu Maria, vrea să se însoare și părinții lui Nelu, mama nu lasă sau tata nu lasă. Păi dacă îi de la Domnul, păi postești o săptămână, o lună, te rogi și îi spui, Doamne, eu așa vreau, dacă vrei să lucrez. Și Dumnezeu îți dă primul semn, semnul de la Dumnezeu, cât de încăpățânată și cât de tare e mama sau tata, Dumnezeu îi pune pe inimă și zice, dragul meu, Nelu, te poți însura. Și toată biserica să spunem amin. Nu treceți peste părinți. Un predicator zicea, măcar unul dintre ei. Am fost la o nuntă unde unul a fost de acord și unul nu a fost de acord. Să vă... Și toată lumea a întrebat, unii, mama, că nu e aici. Și eu nu răspundeam nimic. Am zis, nu vreau să vorbesc despre asta. Și nu-i prea bine așa, știi? Nu-i prea bine. E bine să fie... Ăsta e biblic. Împreună părinții să fie de acord. Doi. Al doilea semn care vine de la Dumnezeu, Dumnezeu îți poate da un vis, Dumnezeu îți poate da o vedenie și Dumnezeu îți poate da o prorocie în sensul acesta. Sigur că aici de multe ori ne și încurcăm, cu alte cuvinte, corect este fiecare dintre noi să avem experiența aceasta. Te poți ruga lui Dumnezeu. Eu când eram tânăr, eu mai veneam prin Răbra, fratele Larion, știi, eram multe stăruințe aici, îmi zice un prieten de Dumnezeu, mi-a dat un vis într-o noapte și eu știu care e nevasta mea. Și am zis, bă, ce har că tu știi. Zice, și eu am zis, Doamne, dar și aș vrea să știu. Și mărturisesc, eu vă spun exact ce o să citești din Biblie. M-am rugat, am postat așa, dar nu mult. Și după jumate de an, în vis, am visat că m-am măsurat exact cu nevasta cu care... Și eu nici m-am gândit... Eu mă gândeam la aia, la aia, înțelegi? Nu. Și am pus un semn înaintea lui Dumnezeu. Că e bine să pun, ai necazuri, dureri, încercări în viața de familie. Fodi la Domnul sau nu fodi la Domnul? Nu, tu personal să fii cu la Dumnezeu. Și am pus un semn de la tine, nu, fata, ești tu tot printr-un vis. Dumnezeu, într-o zi, era biserica peste pod, în biserica mea zice, vreau să spun ceva, tu știi că suntem din acela sat, am avut un vis cu tine și eu ți-l spun, iar nu înțeles nimic, dar am înțeles tot. Și am zis, zice, nu știu ce înțelegi tu, eu îți spun visul și o plecat și m-a lăsat în fața bisericii. Și a continuat, știi, lucrurile. Și a fost un semn de la Dumnezeu. A fost un semn de la Dumnezeu. Nu de căsătorie așa, e frumoasă, e drăguță, foarte bine că e frumoasă. Trebuie să ai direct de la Dumnezeu un semn supranatural. Pentru că dacă se îmbolnăvește, dacă se întâmplă ceva, după aia disperi, oare a fost, nu a fost, a fost de la Domnul. Lăudat fie numele lui Dumnezeu. Vedeți, părinții să fie de acord și doi, să ai un semn de la Dumnezeu. Uitați ce zice Iov în capitolul 33, versetul 14 și versetul 15, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel și când într-alt fel, dar omul nu ia seama. Următorul verset, el vorbește prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Și nu mai citesc mai departe. Deci Dumnezeu, acum, care băiat din biserică crede că Dumnezeu îi poate vorbi printr-un vis sau printr-o vedenie de noapte? E cineva, poți ridica o mână sus? Uite acolo în spate un frate, Domnul să te binecuvintează. Vedeți, uitați, vedeți, unul, nu eu, că a zice, Ignat are 63 de ani, 42 de ani de căsătorie, s-o căsătorie la 21, ăsta ne spune nouă că a fost atunci. Nu a fost atunci, că și astăzi, ascultați-mă, pe fiecare familie tânără care se formează în sectorul meu, mă spune experiența cu Domnul, ai simțit că e de la Domnul nunta ta cu fata asta sau cu băiatul ăsta? Și zice, nu, ne întâlnim peste o săptămână, ia să vedem. Și pe unul l-am pus să o postit, s-o rugat și a avut un vis extraordinar. Zice, dai de la Domnul, frate, pentru că nu eu trebuie să fiu convins. Tu
în dreptul tău trebuie să fii convins pentru aceasta. Fetele, ia o fată, să ridice mâna care crede că Dumnezeu poate, dar numai care crede, că de nu crezi, n-are rost. Dar totuși o fată trebuie să fie care se... Uite acolo în spate. Lăudat fie Domnul, lăudat fie Domnul. Vedeți, măcar cineva a ridicat mâna, vedeți. Dumnezeu poate vorbi și Dumnezeu vorbește și prin prorocie. Dar aici, nu o ții la Ioana foarte bine și te duci la proroc. Nu, aici lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Nu umbla tu după proroci. Nu, lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Ascultați-mă, e important asta. Și acum vă spun ceva foarte important, lucrul acesta. Eu mi-am căsătorit 6 copii și când una din fiicele mele avea aproape 28 de ani și nu se căsătorea, o curta și unul și altul, dar prin mine, știți, parcă eu eram mătușa. Înțelegi? Zice, frate Ignat, nu vorbiți cu, nu dau numele, m-aș căsători cu ea, înțelegeți? Și asta era sobră, așa, și zice, nu tată, că eu am avut de la Domnul o descoperire. Ce descoperire ai avut, Iulia? M-am scăpat, i-am spus numele. Ce descoperire ai avut? Că Domnul, ea a terminat medicina, e medic stomatolog, auziți ce îmi zice ea după ce a terminat? Zice, tati, eu am avut de la Domnul că Domnul îmi dă, ce-ți dă mă? Un bărbat care e medic și el și noi amândoi vom fi medici. Și eu am zis, dacă mai face Domnul asta, păi chiar cred. Am zis eu în dreptul ei, înțelegeți? Și Domnul exact așa a lucrat. Și eu când am văzut cum lucrează Domnul, acum e din alt oraș, nu explic, fratele Tom a fost la nuntă, eu i-am zis la Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, dar dă-mi un semn să văd dacă fiica asta e de la tine căsătoria cu medicul ăsta, că sunt mulți medici, știți? Să văd dacă e de la Domnul căsătoria. Și ajung undeva într-o conjuntură, înțelegi, ne punem pe genunchi și un frate are o descoperire. Zice, pentru fiica ta care urmează să se căsătorească, lucrarea vine de la mine, eu am pregătit băiatul pentru ea, tu nu fii împotrivă, tu fii pentru, Domnul va lucra și îi va binecuvânta și îi va ajuta. Lăudat fie numele lui Dumnezeu. Dar nu toate descoperirile vin de la Domnul. Fiți foarte atenți. O altă lecție asta, dar nu mă opresc la asta. În al treilea rând, semnul de la Dumnezeu, dacă toți sunt împotrivă, s-ar putea părinții să fie împotrivă, s-ar putea să n-ai niciun vis de la Dumnezeu, dar totuși în inima ai pace și liniște că tu ești copilul lui Dumnezeu. Uite, s-o căsători băiatul cu care te-ai gândit că te-ai căsătorit cu el. S-o căsătorit, nu vezi nicio perspectivă deloc. Semnul de la Dumnezeu este, trebuie să ai pace și liniște în suflet și în inimă, să nu te stresezi, că Domnul are pregătit. Ascultați-mă, să ai pace și liniște. Am un băiat care l-aș căsători cu o fată drăguță, că tot așa zice, și tot îmi zice, frate, stresat, uitați câți ani am. Nu-i nimic, nu trebuie să vă stresați. Uitați ce spune Coloseni, capitolul 3, versetul 15, să citim. Coloseni 3, pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Acum, cei care nu v-ați căsătorit. Eu am avut un prieten, s-a căsătorit la 38 de ani. Așa a vrut Domnul, zic eu. Dar nici pe el nu l-a interesat căsătoria. Dar uitați, tot timpul era liniștit. Acum știți ce suferă? Că eu am nepoți mari și el are copii mici. Ați înțeles? Acum am spus asta. Pacea lui Dumnezeu să stăpânească în inimă. Am discutat cu un băiat și expresă ce m-a lăsat. Nu te-a lăsat, așa a vrut Domnul să nu fiți împreună. Am discutat cu o fată, o eșuat prietenia, uite, nu m-am căsătorit, nu. Semnul de la Dumnezeu este că Dumnezeu dă pace și liniște în inimă și în suflet. Biblia spune, eu mă culc și adorm în pace și tu, Doamne, îmi dai bucurie de plină în locuința mea. Eu m-am rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu, după ce am devenit pastor, multe probleme, m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea ceva, să-mi dea pace și liniște să dorm noaptea. Și vă mărturisesc ceva. Eu orice s-ar întâmpla, Dumnezeu așa m-a setat, eu dacă mă duc acasă și îmi propun să mă culc, eu mă culc. Soția zice, bă, tu când i-am pus în pat, în 2 minute ai adormit. Eu m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea asta, semnul ăsta. Uitați, vă spun o chestie interesantă. A murit tata, sigur că m-a durut, am ajuns la 1 noapte acasă din Năsăud, la Bistrița, soția dormea
Și-a murit tata, mă durea, am plâns pe mașină, am plâns la spital cu fratele meu, ne-am plâns acolo, ne-am despărțit, ne-am strâns împreună și am zis, Viorel, tu te duci la Feldru, la Bistrița și mâine dimineață la 6 îi spunem la mama. Mă sun pe mine și vorbesc eu cu mama. Și m-am dus acasă, sigur că mă durea asta. Am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, Tu poți să-mi dai un semn, chiar dacă a murit tata, a fost credincios, dă-mă noaptea asta liniște să pot să dorm. Poate e un paradox ce vă spun, nu-l vine să crede. M-am culcat până dimineața la 6, m-am trezit, am sunat pe fratele, am vorbit cu mama. Și... Păi mă, oameni dragi, nu noi facem istoria, istoria Dumnezeu. Aleluia. Nu noi conducem viața noastră, Dumnezeu conduce viața. Aleluia. Și semnul ăsta trebuie să-l ai, orice s-ar întâmpla, sănătate, boală, orice sărăcie, belșug, trebuie să ai semnul acesta. Eu mă culc și adorm în pace. Și când e mărita, las că poartă Domnul de grijă, lăudat fie numele lui Dumnezeu. Și al patrulea semn este acesta, de încredere totală în Dumnezeu. Deci încredere totală în Dumnezeu. 100% Domnul poartă de grijă. Psalmul 37, versetul 5. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 37:5. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El. Și cine va lucra la nunta voastră? Cine te va călăuzi? Dumnezeu te va călăuzi. Și închei spunându-vă, vă rog frumos, lăsați Facebook-ul, internetul. O singură nuntă, am fost la o nuntă și am întrebat, cum v-ați cunoscut? Zice, pe internet, frate. Și internetul s-au stricat. Și nu, căsătoria o eșuat, ascultați-mă. Trebuie să te cunoști, trebuie să vezi calități și defecte și trebuie să pui semne înaintea lui Dumnezeu. Naturale, care se pot vedea, respectul, hărnicia, vocabularul, statornicia și semne supranaturale de la Dumnezeu, părinții să fie de acord, să ai un vis, o vedenie sau o descoperire de la Dumnezeu, să ai pace și liniște în suflet și în inimă, orice s-ar întâmpla și încredere totală în Dumnezeu. Și dacă le ai semnele acestea, poți să mergi înainte. Dumnezeu e cu tine, te va călăuzi, va fi cu tine la plecare, în călătorie, la sosire, până în împărăția lui Dumnezeu. Și toată adunarea să spunem amin.